Bună ziua și vă găsim la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Reabilitarea căii Ajudului, transformarea unui drum blestemat într-o arteră modernă cu piste de biciclete. Noi asfaltări în comuna Dofteana. Bullying-ul în școlile băcăoane. Recent, la Cercul Militar Bacău a avut loc un eveniment prilejuit de Ziua Veteranilor de Război. Organizat în parteneriat cu Garnizoana Bacău și filiala Veteranilor de Război din județul Bacău, evenimentul a inclus și o serie de comunicări istorice. La această oră, veteranii de război sunt eroi care ne arată că în pofida tuturor greutăților, a războaielor sau altor situații dificile prin care au trecut de-a lungul vieții, neamul românesc are resurse să învingă atunci când există dragoste de țară. În primul rând, mulțumesc conducerii Asociației Veteranilor de Război, filiala județeană Bacău, pentru acest însemn, această pachetă, care este urmarea colaborării de-a lungul anilor și mai ales în ultimii ani între Asociația Cultului Eroilor și Asociația Veteranilor de Război și nu numai, și Asociația Cadrelor Militare în Retragere și Rezervă, Asociația Proaspăt Înființată a Ofițerilor Rezervă din România și așa mai departe, dar nu în ultimul rând, ci în primul rând în colaborare cu Garnizoana și protocopiatele județului Bacău. Anul acesta, în luna aprilie și mai, sărbătorim toate aceste asociații, instituția eroului necunoscut. Pe 17 mai se împlinesc 100 de ani de la înființarea și în România, în tempoul european, a instituției eroului necunoscut. Doamne ajută! Și dacă aveți să ne adresați câteva cuvinte, cu mare drag vă ascultăm. Revoluționarul Bacău. Ce era bisteța? Există lucruri despre care se poate vorbi și atunci este bine să se vorbească. Există și anumite lucruri despre care nu se poate vorbi și atunci este bine să se tacă. Încă, pământul patriei noastre, România, este mustește de sângele celor care s-au jertfit pentru pământul sacru, pentru pământul pe care l-au iubit și îl iubesc în continuare cei care încă mai sunt în viață. Și încă astăzi mai sunt unii care vor să gestioneze pământul în care sunt înmormântați eroii noștri în spațiu politic sau etnic. Se vorbește foarte puțin despre asta. N-ar trebui să se tacă. Pentru că eroii României sunt și vor rămâne eroii României. Iar pentru alt drept, că discutăm aici despre un drept internațional, ar trebui să se tacă, pentru că atunci când un ostaș pleacă la cele veșnice, el aparține umanității. Și atunci orice fel de discuție privind locul, privind mormântul celor care s-au jertfit pentru patrie, nu mai poate să aibă conotații politice sau etnice. Parlamentul tace, guvernul tace, cetățenii României tac. Ceea ce faceți dumneavoastră, domnule general de flotilă, vreau să vă spun că este un lucru unic în România. Faceți în așa fel încât memoria acestor oameni să nu dispară. Deschideți lada de zestre a memoriei, ceea ce este un lucru foarte important. Dumneavoastră și cei care sunt aproape de dumneavoastră. Iar cei care mai sunt în viață sunt modele vii a tot ceea ce înseamnă dragostea de patrie, de pământ, de fii
fiilor noștri care ar trebui să înțeleagă. Să înțeleagă că doar prin jertfă, prin muncă, prin asumarea a tot ce este bun, frumos și drept pe pământ, pot face ca România să crească. Se sting veteranii, dar ei nu pierd. De n-ar fi fost ei atunci, n-am fi fost noi, acum. Îi întâlnim în frunza tăcută, în ruga spusă și nespusă. Îi vedem în floarea de la geam și îi auzim în cântecul de aleam. Îmbrățișează stejarul bătrân și simte-i bătăile inimii. Ei sunt, e visul celor ce-a luptat, e lacrima ce nu a secat. Pe ei pământul îi plânge și inima noastră se frânge. Rămâne doar sufletul, pribeag și călător, într-o lume a tăcerii. Manifestarea s-a încheiat cu un moment de muzică patriotică în interpretarea muzicii reprezentative a garnizoanei Bacău. Reabilitarea căii Ajudului, transformarea unui drum blestemat într-o arteră modernă cu pistă de biciclete. Calea Ajudului, drumul blestemat supranumit drumul oaselor de la ieșirea din Onești spre Ajud, este un subiect de discuție și dezbatere amplu pe rețelele de socializare, dar și printre șoferii și locuitorii din zonă. În urmă cu 5 ani, acesta a fost asfaltat, însă la această oră e din nou plin de gropi și denivelări, fapt care a condus la deteriorarea multor mașini care tranzitează această rută. Cu toate acestea, există și vești bune pentru locuitorii din zonă, deoarece Calea Ajudului va intra într-un nou proces de reabilitare. Potrivit anunțului făcut de primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, lucrările de reabilitare vor fi mult mai ample decât cele de acum 5 ani. Nu doar partea carosabilă va fi refăcută, ci și zonele laterale care vor fi amenajate cu piste de biciclete. Valoarea investiției se apropie de 40 de milioane de lei, ceea ce demonstrează că este vorba de o lucrare de amploare. Lucrările vor consta în evacuarea structurii drumului existent, execuția unei noi structuri cu fundație din balast, un strat de balast stabilizat, un strat de bază din asfalt, un strat de binder și un strat de uzură din beton asfaltic. Lungimea drumului ce urmează a fi modernizat este de 4,7 km, iar lățimea părții carosabile va fi de 2 pe 3,5 metri. Pe lângă refacerea părții carosabile, se vor realiza și alte lucrări, precum colectarea apelor pluviale cu șanț periat rigolă carosabilă pe o distanță de 9.400 de metri, amenajarea de podețe dalate, trotuare cu lățime de 1,5 metri și piste de biciclete pe toată lungimea drumului pe ambele părți ale drumului. Totodată vor fi realizate și marcaje rutiere și semnalizarea circulației, vor fi amenajate 8 stații de autobuz și se va reabilita podul peste pârâul Găureana. Reabilitarea căii Ajudului este o veste bună pentru locuitorii din zonă, dar și pentru cei care tranzitează această rută. A semnat contractul cu cea mai mare finanțare nerambursabilă din istoria Oneștiului, o investiție pe care noi oneștenii o așteptăm de peste 30 de ani. Chiar dacă mă repet și consider să-mi asum măsura cuvintelor, odată cu intrarea Partidului Social Democrat la guvernare, lucrurile în România au intrat pe un făgaș normal, a precizat primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Lucrările la foc automat în comuna Dofteana, prin intermediul unui parteneriat dintre Primăria Comunei Dofteana și Consiliul Județean Bacău, se realizează lucrări de asfaltare pe DC-131A. Este vorba de modernizarea drumului comunal DC-131A de la kilometru 0 la kilometru 2+500, comuna Dofteana, județul Bacău. Mai multe detalii despre acest proiect aflăm chiar în minutele următoare. Visul nostru a devenit realitate pentru că dintotdeauna ne-am dorit să facem legătura între DN12A și DJ116D, deci practic între un drum național și un drum județean pe o lungime de 2,5 km. Lucru care s-a și realizat parțial până astăzi. În urmă cu câteva zile, înainte de a fi vremea așa ploioasă așa cum a fost ieri, s-a turnat peste 500 de tone de asfalt. În cursul zilei de astăzi se toarnă 500 de tone de asfalt iarăși, pentru că intră o cantitate destul de mare. Mă refer la primul strat, care este de 6 cm, numit binder. Și în condițiile astea, cred că inclusiv mâine vom ajunge în drumul național. Repet, spunând următorul aspect. Acest drum face legătura între drumul național și drumul județean, dar totodată face legătură
mai scurtă cu cele patru sate, începând cu Seaca, Ștefan Vodă, Hăiac și Dofteana. Practic, este și o șosea de centură a localității noastre, în care absorbim circulația din centrul localității și o trecem pe aici, pe acest drum, făcând legătura între DN și DJ totodată. De unde bani pentru proiect? Pentru că e destul de ambițios, lungimea este considerabilă și s-a investit mult. Da, s-a investit mult, mai este încă de investit, dar nu avem posibilitatea din bugetul local al unității administrativ-teritoriale și am făcut ceea ce mi-a stat în putință, lobe pe lângă Consiliul Județean Bacău, în care am găsit înțelegere de fiecare dată la întreg Consiliul Județean și în condițiile astea am făcut un contract de asociere cu Consiliul Județean. Dumnealor ne finanțează cu suma de 95% din total proiect, diferența o punem noi, inclusiv studiile de teren și cofinanțarea noastră. Care ar fi fost termenul de realizare? Pentru că se lucrează la foc automat. Se lucrează la foc automat din anul 2022, practic toamna anului 2022, și o să terminăm cu primul strat de asfalt, cum vă spuneam, apoi vom continua cu rigolele pe aceeași lungime de 2,5 km, pentru că vine rigole întrucât aici drumul are o înclinație destul de mărișoară și vine o rigolă lată de 1,60 m plus acostamentul, așa, pentru că apa pluvială care se scurge de pe aceste dealuri, de pe acest versant, va fi colectată și dusă până în șanțul care colectează apele de pe drumul național. Efectiv, el ar trebui ca în anul acesta, mă refer lunile iunie, iulie, august, cel târziu, lucrările să fie aproape gata. Apoi urmează parapeți, amenajarea drumului, marcajul pietonal și așa mai departe. Dar anul 2023 sper să fie gata, dar mai multe detalii puteți să luați de la președintele Consiliului Județean Bacău, domnul Valentin Ivancea, întrucât majoritatea sumelor de bani se află în Consiliul Județean și în pixul dumnealor. Este o lucrare care se desfășoară pe o investiție a Consiliului Județean în proporție de 90%, 10% fiind contribuția Consiliului Local Dofteana, o asociere ca multe altele în județ. Putem vorbi aici de asocieri cu municipiul Onești, cu municipiul Moinești, cu Zemeș, doar anul acesta, urmând ca anul viitor și alte localități să intre în asocieri cu Consiliul Județean pentru dezvoltare. Se poate spune că echipa Consiliului Județean și-a întors fața și către partea aceasta de județ, pentru că iată foarte, foarte multe proiecte și în această zonă. Da, într-adevăr, și-a întors fața și în diverse domenii, cum ar fi sănătate la Onești, cum ar fi cultură la Moinești, cum ar fi un parc de distracții la Zemeș. Deci Consiliul Județean și de această dată și-a îndreptat fața spre zona de nord-vest a județului, venim cu investiții serioase în această zonă. Știu că aveți o colaborare bună cu primarul Bujor și cred că nu odată ați fost solicitat să, mă rog, mai lămuriți din hățișul birocratic al actelor, pentru că asta e, fără acte n-avem ce face. Da, într-adevăr, am o relație foarte bună cu domnul primar și încerc, în măsura posibilităților, să-l ajut să urgentăm tot ceea ce înseamnă birocrație în țară. Felicitări pentru această investiție și de ce nu la mai multe? Da, sperăm ca și pe viitor bugetul Consiliului Județean să permită investiții de acest fel. O investiție aici la Dofteana de aproximativ 11 milioane de lei. O investiție ce leagă un drum național 12A de 116 de drumul județean. O investiție care va aduce un plus valoare zonei. Eu cred că această zonă în care ne aflăm se va dezvolta foarte mult și va căpăta o tentă turistică. Bullying-ul în școlile băcăoane. Inspectorul general școlar, profesor Anca Igarmin, a organizat o conferință de presă care s-a axat pe trei subiecte principale: bullying-ul din școlile băcăoane, rezultatele la simulările județene și înscrierile în învățământul primar. Mai multe detalii urmăriți în imagini. În locurile puse la dispoziție în școlile din județul Bacău pentru
învățământul primar pentru clasa pregătitoare, conform cifrei de școlarizare propuse de către toate unitățile de învățământ din județul Bacău, care da, au această formă de învățământ primar. Sunt număr de 5153. Ele se pot suplimenta, pot fi mai multe, pot deveni mai multe în momentul în care înscrierea la clasa pregătitoare se face obligatoriu pentru toți copiii care au domiciliu stabil, respectiv mutații în circumscripția școlii din care fac parte, în așa fel încât, de fapt, orice copil care... pentru care se depune un dosar, pentru care se solicită înscrierea la școala de circumscripție, cum spunem generic, va avea șansa, va apărea pe lista celor admiși la instituția în cauză și atunci este posibil ca acest număr de locuri să crească. Sunt și alte cauze și aici trebuie să ne gândim la copiii veniți din străinătate care n-au fost școlarizați în grădinițele din județul Bacău, în așa fel încât să există o evidență sau o proiecție. O proiecție există, dar nu există o cifră sigură, odată cu trecerea de la învățământul preșcolar către cel primar, o cifră sigură care să ne conducă la ceea ce va urma după afișarea rezultatelor. Bun, legea educației este cadrul generic. Ordinul de ministru 3445 din 2023, care prevede metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, respectiv ordinul 3704, care vizează calendarul, ne dau direcțiile, aceste două acte normative, legislative, ne dau direcțiile care privesc, iată, modul în care se poate face, trebuie să se facă o repartizare corectă, înscrierea copiilor, în așa fel încât și Comisia Județeană de Înscrierea Copiilor în Învățământul Primar și comisiile din unitățile de învățământ și responsabilii din cadrul Câjiraie, fiecare în parte să-și facă treaba în așa fel încât să se ajungă, spuneam, la o repartizare corectă. Copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2023, pot fi înscriși în învățământul primar fără vreo evaluare, dar în cazul copiilor care împlinesc 6 ani, în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023, în cazul acestora e nevoie de o recomandare venită în urma unei evaluări pe care o fac specialiștii Câjiraie Bacău, de fapt consilierii școlari din unitățile de învățământ pentru unitățile de învățământ sau copiii care urmează a fi înscriși în unitățile de învățământ care au acest post de consilier școlar. Dacă nu există printr-o repartizare dacă nu există consilier școlar în grădinița respectivă, din care pleacă copilul către clasa pregătitoare, dar grădinița este oricum arondată unei școli, spuneam, dacă nu se întâmplă acest lucru să fie un consilier școlar, Câjiraie va face această repartizare în așa fel încât toate solicitările părinților care vizează această recomandare, această evaluare făcută copilului în vederea înscrierii la școală, toate acestea să fie acoperite. Campanie gratuită de sterilizare a câinilor și pisicilor în comuna Guravăi. Primăria comunei Guravăi, în parteneriat cu Asociația Dolly și Bobby, organizează a treia campanie gratuită de sterilizare a câinilor și pisicilor din comuna Guravăi. Evenimentul va avea loc în zilele de 4 și 5 mai la Căminul Cultural Guravăi. Campania de sterilizare gratuită își propune să ajute proprietarii de animale să sterilizeze câinii și pisicile, în scopul de a reduce numărul de animale fără stăpân și a preveni problemele de sănătate ale acestora. Sterilizarea este importantă atât pentru sănătatea animalelor de companie, cât și pentru a evita problemele asociate cu înmulțirea necontrolată a câinilor. Conform OUG 155/2001, sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparținând rasei comune și a metișilor acestora este obligatorie. Deținătorii câinilor de rasă comună sau metișilor au obligația de a steriliza puii acestora la vârsta de 4-6 luni pentru femele și la vârsta de 6-8 luni pentru masculi. Obligația este necesară pentru a reduce numărul de animale fără stăpân și a preveni problemele de sănătate. Evenimentul organizat de Primăria Comunei Guravăi și Asociația Dolly și Bobby reprezintă o oportunitate excelentă pentru proprietarii de animale de companie din comună de a steriliza gratuit animalele. Pentru a vă face o programare, sunați la numărul de telefon 0774 636 056.
Tânăr din Onești dispărut în mod misterios. Un tânăr din Onești a dispărut în mod misterios pe 28 aprilie și până în prezent nu a fost găsit. Familia și prietenii sunt îngrijorați, iar autoritățile locale au făcut apel la cetățeni pentru a furniza orice fel de informație relevantă despre dispariția sa. Tânărul dispărut are înălțimea 1,65 m, ochii verzi pășate în scurt, constituție atletică. În momentul plecării, acesta era îmbrăcat cu pantalon de training de culoare neagră, cu elemente de culoare albă pe lateral, o bluză de training de culoare neagră și o geacă de culoare verde. Purta o șapcă și era încălțat cu pantofi sport de culoare neagră. În acest moment, autoritățile locale caută orice informație posibilă despre locul în care s-ar putea afla tânărul dispărut. Cetățenii din Onești, din zonele înconjurătoare, sunt rugați să sune la Poliția Municipiului Onești la numărul de telefon 0234 312 222 sau dispeceratul IPJ la numărul 0234 202 000, dacă au orice informație despre acest caz. Deputatul băcăuan Cătălina Ciofu a anunțat pe rețelele de socializare că în Comisia de Învățământ de la Camera Deputaților a fost adoptat un amendament propus de PNL care schimbă prevederile actuale cu privire la formarea continuă a personalului didactic în drept și obligație. Problema acumulării a minim 15 credite ex la un interval consecutiv de 5 ani o am semnalată de mult timp din partea profesorilor care urmăresc acumularea acestora chiar și din fonduri proprii, având o pasiune aparte pentru educație. Însă, există o discrepanță în sistem din partea celor cadre didactice care cumulează aceste credite în mod neprofesionist, doar pe hârtie. Fapt sesizat în urma discuțiilor avute în teritoriu cu specialiștii din cadrul mediului universitar care se ocupă de pregătirea personalului didactic. Considerăm că actuala modificare a articolului 183 aliniatul 2 va aduce îmbunătățiri actului educațional, profesorii dezvoltându-și competențele și îmbunătățindu-și actul didactic în mod real, a spus deputatul de Bacău PNL Cătălina Ciofu. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 2 mai, cerul va fi în cea mai mare parte senin, soarele ne va zâmbi mai pe tot parcursul zilei, mercurul în termometre urcă până la valori de 20 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 4 grade Celsius. Miercuri 3 mai, cerul va fi parțial înnorat, totuși ne vom bucura de soare toată ziua, mercurul în termometre ajunge până la valori de 20, chiar 21 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 7 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.